Iliecioară, nu lăsați clipa să treacă. Clipa e o străfulgerare care apare și dispare, la fel o clipire vie care de îndată și moare. Ea măsoară timpul fizic ce vine din veșnicie cu mișcări înnoitoare de permanentă pruncie. Fiind continuu noutate, vrea întâlnire adecvată, adică la fel ca ea, minte nouă, neuzată, cu celule cerebrale ce n-au mai fost folosite, la întâmpinarea vieții prin degradări irosite. Poate mintea să atingă o atare performanță în a-și folosi rezerva și întreaga ei prestanță? Zestrea sa neuronală poate fi folosită prin uzură naturală și la vremea potrivită. Doar o minte sănătoasă, lucidă și armonioasă e capabilă să înscrie rezultanta prețioasă. Când memoria dispare, golită de conținut, minte nouă se ivește, practicantul renăscut. Numai în acest context clipa e bine întâmpinată și fericitul cunoaște viața cea adevărată. Clipa, om și acțiune, totul e fulgerător, întregul urmărindu-și cursul noului transformator. Liniștea din pragul clipei, absolut esențială pentru a întâlni noutatea în structura ei reală, iar cunoașterea oferă, cu vădita ei simplitate, soluția potrivită, certă, prin exactitate. Cu atenția lucidă, vigilentă și spontană, se întâmpină mintea veche, intempestivă și vană. Simpla ei iluminare de îndată o risipește. E momentul crucial. Om și clipă se întâlnește.